Lăudat, binecuvântat și înălțat să fie numele Domnului de acum și până în veac. Și fie binecuvântarea Domnului peste toți care sunteți aici, împreună, ca împreună să-L slujim pe Domnul și asta pentru vecii vecilor. Dacă doriți să luați și Scripturile, haideți să le deschidem la Evanghelia după Matei, la capitolul 24, să citim primele 14 versete. Matei 24, începem cu versetul 1. La ieșirea din templu, pe când mergea Iisus, ucenicii lui s-au apropiat de el ca să arate clădirile templului. Dar Iisus le-a zis, vedeți voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. El a șezut jos pe muntele măslinilor și ucenicii lui au venit la el la o parte și i-au zis, spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și a sfârșitului veacului acestuia. Drept răspuns, Iisus le-a zis, băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vă zice, eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți să nu vă înspăimântați, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scola împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Și pe alocurile vor fi cutremure de pământ, foamete și ciumi. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorî. Și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Se vor scola mulți proșmicinoși și vor înșela pe mulți. Și din pricina mulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Dar cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit. Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Amin. Aș vrea să privim în textul acesta, în mod deosebit la cuvinte rostite de Domnul Iisus Hristos, subtitlul Riscurile zilelor din urmă, pe care am putea spune că le trăim. De altfel, zile din urmă sunt de la prima venire până la a doua, dar cu un specific marcat de aceste semne care au fost în tot acest interval istoric, vor fi anii dinaintea zilei venirii Domnului Iisus și instaurării împărăției sale. Aș vrea să privim la ceea ce scrie aici în versetul 4. Domnul și-a început predica lui cu o sesizare. Băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Iar în versetul 11 scrie că numai printr-o formă de amăgire vor fi înșelați mulți. Dar dacă luăm în calcul toate formele de amăgire, pentru că în a doua Tesaloniceni, la capitolul 2, scrie de la versetul 11, de toate amăgirile nelejuirii. Eu am pe inimă să notăm doar patru posibile forme de amăgire, patru riscuri, în dreptul cărora să ne cercetăm cu sinceritate și încât se poate să-i avem în vedere și pe cei de lângă noi, pentru că Scriptura ne spune să veghem unii asupra altora. Suntem datori în măsura responsabilității, dar și ca relații frățești să ne ajutăm unii pe alții încât să ne mântuim sufletele. În versetul 8 este scris, dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Înseamnă că va fi un parcurs de la începutul durerilor până la ceea ce am citit în finalul versetului 14, atunci
va fi sfârșitul. Pentru că, de asemenea, scria în finalul versetului 6, sfârșitul nu va fi atunci, adică atunci e numai începutul, dar sfârșitul are și el un calendar. Deci de la începutul durerilor până la sfârșitul tuturor lucrurilor, când se va spune, cum scrie în Apocalipsa 11, împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru Hristosului Său și El va împărăți în vecii vecilor, în această perioadă, repet, să observăm patru posibile riscuri, forme de înșelare. Prima formă, pasiunea pentru lucrurile materiale, pământești, trecătoare. Versetul 1. La ieșirea din templu, pe când mergea Iisus, ucenicii lui s-au apropiat de el ca să-i arate clădirile templului. Cum știți, templul construit inițial de Solomon a fost din aur, a fost o splendoare. A fost distrus de babilonieni în anul 586 înainte de Domnul Iisus Hristos și 70 de ani mai târziu a fost rezidit, dar nu mai avea aceeași valoare ca și clădire, pentru că nu au mai fost atât de bogați ca pe vremea lui Solomon. Însă, undeva puțin înainte de începerea erei noastre, Irod cel Mare, vrând să intre în grația evreilor, a adus îmbunătățiri multiple templului, l-a îmbogățit atât prin materiale folosite, cât și prin extensiile făcute. Aceste proiecte noi au durat și în perioada fiilor săi, a familiei Irozilor, s-au încheiat abia în anul 63, deci când au vorbit ucenicii, încă nici nu era finalizată lucrarea așa cum a fost proiectul. Dar, cum știți, în anul 70 a fost din nou distrus, deci abia vreo 7 ani a mai putut să se laude evreii cu acea clădire. Trăim și noi în vremea noastră când ne-a dat Domnul Harul să avem construcții frumoase, case de adunare, și nu-i rău asta. Avem și case frumoase de locuit, avem și mașini cum n-au fost până acum, haine cum niciodată n-au fost în istorie, mâncare foarte diversă, oamenii au timp pentru excursii, pentru concedii, pentru multe, multe lucruri. Și există pasiunea asta pentru lucrurile materiale, de care oarecum suntem legați, e munca noastră, e viața noastră, trăim aici pe pământ, în condiție umană. Și Domnul spunea, când a vorbit în pilda asemănătorului, vă citesc din Evanghelia de la Marcu, din capitolul 4, despre riscul acesta. Marcu, capitolul 4, versetul 18. Cei înfățișați în sămânța căzută între spini sunt aceia care aud cuvântul, dar năvălesc în ei grijile lumii, înșelăciunea bogăților și poftele altor lucruri care neacă cuvântul și îl fac astfel neroditor. Vă citesc și alte texte, cuvinte ieșite din gura Mântuitorului, Evanghelia după Luca, capitolul 17, vorbim tocmai despre acelea zile, de la versetul 20. Ce s-a întâmplat în ziua lui Noe se va întâmpla la fel în zilele Fiului Omului. Mâncau, beau, se însurau, se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie. A venit potopul și a prăpădit pe toți. Ce s-a întâmplat în ziua lui se va întâmpla Edoma. Oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau. Dar în ziua când a ieșit din Sodoma, a plouat foc și pucioasă din cer și i-a pierdut pe toți. Chiar Lot a fost atras de prosperitatea Sodomei. Și stimați frați români, fără să vă necăjeți prea tare, că poate puțin e bine, că ajută la pocăință, hai să fim sinceri că și dumneavoastră care ați plecat și noi care am rămas în mod deosebit după anul 90, așa ne-am înfipt în lucrurile astea pământești și există riscul să fim legați de ele.
Nu-i greșit să le posedăm. Vă citesc din 1 Timotei, capitolul 6. Dar e greșit, e fundamental greșit să fim dependenți de ele. 1 Timotei 6, versetul 17. Îndeamnă pe bogații veacului acestuia să nu se îngânfe, să nu-și pună nădejdea niște bogății nestatornice. Dumnezeu ne-a dat toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele, nu să fim legați de ele. Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții, așa ca să strângă pentru vremea viitoare drept comoră o bună temelie pentru ca să apuce adevărata viață. Și pe aceeași pagină, coloana din stânga, scrie de la versetul 9, cei ce vor să se îmbogățească. Și continui. Cad în ispită și în lat. Sigur cad în multe pofte nesăbuite și vătămătoare, căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință, iată riscul, și sărmanii de ei, măcar dacă se fericeau aici, dar scrie că s-au străpun singuri cu o mulțime de chinuri, pentru că interviurile luate celor bogați și cu atât mai mult celor bogați dintre credincioși denotă că ei numai aparent sunt împliniți, dar în fond averea nu este o împlinire reală. Cum pe bună dreptate se spune că banul ar putea fi o slugă bună, dar e un rău stăpân, pentru că ajunge să domine, creează stres, se nasc, cum scrie aici, pofte, diferite plăceri. Cum spunea Domnul și în cazul tânărului bogat, oamenii ajung și, cum scrie și aici, se încred în aceste posesiuni. Și astfel, vorba Domnului din Matei 6 spun în încheierea acestei idei, și fiți atenți că nu neapărat trebuie să fii bogat ca să ai iubire de bani. Trebuie doar să dorești să fii bogat ca să ai iubire de bani, nu neapărat să fii bogat. Versetul 21, pentru că unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Așadar, uitându-ne la clădiri, fie că e biserica, fie că e casa, fie că e mașina, să știm că le posedăm vremelnic și că pământul cu tot ce este pe el va arde. Să știm că suntem trecători și să nu fim ca cei din Psalmul 49 care cred că veșnicele vor fi locuințele. Nu, nu există palate veșnice. Cel mai mult au supraviețuit în istorie piramidele și acelea sunt morminte, nu locuințe. Așadar, nu uitați primul risc. Riscul posesiunii păcătoase a lucrurilor materiale. Un al doilea risc, pe care îl citesc din nou din textul nostru, Matei 24. Versetul 5 și 11. Fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Versetul 11. Se vor scula proști mincinoși și vor înșela pe mulți. Versetul 24 din nou spune despre Hristos mincinoși și proști mincinoși care, atenție, vor face semne mari și minuni până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Riscul înșelărilor religioase. Mi se pare un risc și va culege mai mulți morți decât primul al pasiunilor lucrurilor materiale. Scrie și în Apocalipsa, capitolul 13, despre vremea de sfârșit, că fiara și-a angajat un proroc mincinos în persoana fiarei din pământ, despre care scrie versetul 13 că săvârșea semne mari și amăgea pe locuitorii pământului, de data asta nu prin mamona, prin posesiuni materiale, ci prin chestiuni de ordin religios, prin miracole, prin semne. În Noul Testament există multe referințe la aceste forme de amăgire. Și asistăm la amăgiri în masă.
fie prin anumite învățături eretice, fie prin muzică, fie în situații de la persoană la persoană. Asta m-a îngrozit în ultima vreme primind niște confesiuni, când unii cu Biblia au târât pe alții în păcat, falsificând grav cuvântul lui Dumnezeu. Da. Și îmi este trist să spun așa când văd frați și surori care nu veghează. Și uite, pot să vină de la diferite secte sau spiritul ecumenic în cadrul creștinismului. Am fost surprins să văd cum ai noștri, întâlnindu-se cu alții în anumite ocazii, spuneau că de fapt ne rugăm aceleași Dumnezeu și sunt lucruri puține care ne separă, nesemnificative. Mâine, poimâine, găsim compatibilități și cu islamul sau cu alte religii de pe glob. Despre aceste înșelăciuni vă citesc cât sunt de vinovate. Hai, mă opresc la două texte. 2 Timotei, capitolul 3, unde spune clar, începând cu versetul 1, că e vorba de zilele din urmă. Versetul 4, de oameni iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având o formă de evlavie, dar tăgăduind puterea, depărtează de oamenii aceștia. De ce? Pentru că astfel de curente religioase întotdeauna se leagă de stări păcătoase, cum scrie în versetele următoare. De oameni, versetul 7, care n-ajung la deplina cunoștința adevărului, dar în schimb sunt greunați de păcate, frământați cu pofte. Un alt text, a doua Petru, capitolul 2, citesc de la versetul 1. Înnorod proroci mincinoși între voi, învățători mincinoși, care vor strecura pe furiș erezii inimicitoare și se vor lepăda de stăpânul care a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare năprasnică. Hai să fim sinceri, frați și surori. Credința care se propovăduiește acum și care se trăiește acum mai seamănă cu cea a înaintașilor noștri? Sau am ajuns ca fariseii că doar punem epitafuri și zidim morminte părinților noștri spunând care sunt înaintașii penticostalismului, dar diferim atât de radical de anumite învățături ale lor? Sunt acceptate prin aceste învățături înșelătoare diverse forme de păcat. Astfel, am scris cândva un articol intitulat Două categorii de păcate acceptate. Vorbeam acolo de sport și cultura nudistă, care duc la închinare, la idol și la imoralitate. Și uite așa treptat amestecăm lucrurile, că Babilonul apocaliptic, femeia aceea înseamnă o religie falsă. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să ținem foarte mult la adevărul scris. Vă citesc, revin la 2 Timotei, capitolul 3. Și o să revin în final asupra unui aspect legat de amăgirea religioasă. Dar mai întâi citesc 2 Timotei 3, de la versetul 10. Tu ai urmărit, scrie Pavel lui Timotei, îndeaproape învățătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credința mea, îndelungă mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea, prigonirile, suferințele. Observați, Apostolul și-a pus în vizorul ucenicului său învățătura lângă trăire și lângă persecuții. Că scrie în versetul 12, tot ce voi strească cu evlavie în Hristos vor fi prigoniți. Nu uitați asta. Și scrie versul 14. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat că știi de la cine le-ai învățat. Deci adevărul nu se primește de la oricine
și numai de la oameni de încredere, ca să nu fie falsificat că scrie în 2 Corinteni 2 cu 17 că cei mai mulți strică, știți ce scrie acolo, cuvântul lui Dumnezeu. Domnul să vă păzească de orice rătăcire religioasă, prin care nu doar să negăm unicitatea mântuirii prin Domnul Iisus, să negăm cuvintele neprihănirii, învățătura care nu duce la evlavie să fie acceptată și astfel diverse forme de păcate să ne compromită și să cădem. Să ne păzească Domnul de forma aceasta, vă lansez aici întorcându-mă la Matei 24 o idee supra căreia spuneam că revin în final. Scrie în 24 cu 24 în final. Să înșele dacă va fi cu putință chiar pe cei aleși. Deci aleșii nu vor fi înșelați. În rest, cu amăgirea religioasă, vor fi înșelați mulți. Se va propaga pe zi ce trece mai mult o religie cât mai ieftină, convenabilă, firii pământești, cum scrie și în 2 Timotei 4, învățător după pofte, dar în felul acesta nu este decât cea mai mare înșelăciune. Trec la un al treilea risc. Citind din Matei 24, versetele ce urmează, 6 și 7. Veți auzi de războaie și vești de războaie, vedeți să nu vă înspăimântați, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam, o împărăție împotriva altei împărății și pe alocurile vor fi cu tremure de pământ, foamete și ciumi. Riscul pierderii încrederii în Dumnezeu și abandonării credinței pe fondul pierderilor materiale, deci rețineți, nu a pasiunii de lucrurile materiale, ci a pierderii lucrurilor materiale, sau apariției altor nenorociri. Un război, de exemplu, distruge tot. De exemplu, frații noștri din Siria, mulți creștini și din zona aceea spre Irak, au trebuit să plece. Au pierdut tot. Unii au pierdut și membri din familie prin aceste catastrofe. Foamete, inundații, stări catastrofale care vor fi din ce în ce mai majore în ultimele zile. Vom rămâne în picioare? Se va împlini cum scrie la Matei 8, citesc de la versetul 35. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul? Sau strâmtorarea, sau prigonirea, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia? Versetul 38, că sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngeri, nici stăpânii, nici puteri, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne desparte dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Vor fi pe pământ lucruri înspăimântătoare. Dragii mei, cât ne-am speriat de virusul acesta, care e o boală, numai că în jurul lui gravitează multă teamă. Spunea o soră ce are mesaje profetice că într-o noapte a văzut că erau trei bărbați puternici și au zis, noi îngrozim lumea. A zis unul, eu sunt duhul de frică, altul de panică, pare mi se, și al treilea a zis, eu vin cu teroarea. Și sora a zis în vis, aha, deci voi umblați cu coronavirusul. Dar asta e numai una. Dacă am fi în America, au fost pe acolo fel și fel de răzmerițe și vor fi peste tot. Și nu știu de la care capăt a pământului va veni prăpădul mai tare și mai repede. Unde să fugim? Că la coasta alunecă terenul, la câmpie iese apa.
Într-o parte vine foame, într-altă parte vin teroriști. Nu-i sigur niciun loc pe pământ. Și se vor înregistra pierderi mari. Cum scrie în cartea lui Ieremia și în Isaia, se vor dărâma casele, scrie acolo, să facă loc șanțurilor de apărare. Îi spune Ieremia lui Baruc, capitolul 45, tu umbli după lucruri mari, tu nu știi că totul se va pierde. Spun alți profeți, vezi, s-au zidit casă lângă casă, totul va fi distrus. Și acestea nu vin numai de la oameni, dacă e vorba de războaie sau de alte forme de distrugere, de dinamitare. Pot să vină de la Dumnezeu și să se întâmple să pierzi tot ce ai. Vom rezista acestei provocări? Vom rămâne liniștiți dacă va trebui să ne refugiem? Să pierdem toată averea? Că, așa cum spuneam la prima idee, riscurile sunt pe ambele părți. Ori să-ți rămână și să fii lipit de ele, ori să le pierzi și să-ți pierzi credința că Dumnezeu a îngăduit să ajungi sărac. În pilda cu semănătorul existau ambele variante, fie cea între spini, fie scrie acolo un necaz, o prigonire sau alte pierderi care pot să apară. Ce vom face? Dacă e vorba de ciun, pot să vină boli. Alte nenorociri, noi care ne-am pus speranțe într-un Dumnezeu, ba, dacă mai vorbesc și de anumite influențe carismatice, trebuie să fie vindecați toți până la ultimul. Poate să murim de sănătoși la un moment dat, după părerea lor. Dar toate aceste lucruri au să se întâmple, nu suntem scutiți de ele. E drept că Domnul poate să facă miracole și cum scrie în Psalmul 91, să cadă 1000 de o parte, 10.000 de alta, dar la fel se poate întâmpla, cum scrie în Ezechiel 21, să aibă aceeași soartă și cel neprihănit ca cel rău. Să suporte rigorile războiului sau altor catastrofe și unul și altul. Vom rezista? Poate nu rezistăm la o probă ușoară, că ne-a zgâriat cineva mașina. Îmi spunea un frate că a fost tare legat de mașină, de lucrurile pământești. Era tânăr, pregătit să se căsătorească. Ținea la mașină, o spăla și după praf. Și odată a ajuns într-un loc, s-a pus să odihnească și a visat că cineva i-a furat mașina. N-a terminat visul că l-a trezit gazda și a zis, unde ai parcat? Aici, vezi că nu-i mai acolo. Când s-a luat poliție, a zis, poliția nu mai îmi descrie forma, uită-i-o. Și a zis, n-am mai văzut-o altul și a fost cu banii nea și a trebuit să-mi amân nunta, că n-am avut posibilități. A zis, Dumnezeu mi-a dat din nou, dar nu m-am mai lăsat legat de lucrurile pământești. Să știți că diavolul e foarte șiret. El încearcă fie să-ți ia, fie să-ți dea. Cumva, cumva să te prindă. Ori să devie lui dependent de mamona de avere, ori să ajungi să cârtești împotriva Domnului ca evrei în pustie, că uite, n-avem și ne-a promis și nu ne dă și noi dincolo aveam ce aveau, o castră aveți, atât tot, și va pește de mâncat, că și cărămizile nu erau a lor. Și o a patra formă de înșelare, un alt risc, acesta e ultimul, nu înseamnă că sunt numai patru, dar atât amintesc acum. Mă întorc la Matei 24 și vă citesc de la versetul 9. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ și veți fi râs de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți vor cădea. Iată și din acest motiv. Se vor vinde unii pe alții, se vor urâ unii pe alții. Da, dragii mei, vom suporta o adversitate din ce în ce mai crescută, mai mare.
Oamenii nu ne vor mai suporta pe zi ce trece. Suntem considerați credincioși și dușmanii societății că din pricina noastră și a moralii creștine nu-și pot da ei drumul. Și noi mai le spunem la oameni că e păcat una sau alta. Îi deranjăm. Domnul îi deranjează în mod deosebit că lupta aia satanei și satana se luptă împotriva Domnului prin noi, că direct cu el n-a avut nicio șansă. Vom rezista când vom fi urâți, respinși și chiar omorâți? Să facem probă atunci când cineva ne jignește. Dacă putem să tăcem, să spunem ca Domnul și ca Ștefan, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Nu toți vor fi martiri, vor fi unii răpiți, vor rămâne unii în viață. Dar scrie în Apocalipsa 6 că e un număr al martirilor care trebuie să se împlinească, cine știe dinainte cine va fi în numărul acelora. Oricum, ar fi mare har, mare favoare după aceea să putem rezista. Domnul spunea, vă citesc din Luca 21, de ce e nevoie de persecuție? 21, versetul 12. Dar înainte toate acestea vor pune mâinile pe voi, vă vor prigoni, vor da mâinile sinagogilor, vor arunca în temniță și vor târî înaintea împărați și înaintea dregătorilor din pricina numele meu. Aceste lucruri se vor întâmpla ca să fiți mărturie. Deci trebuie să spunem peste tot și mai mult să se vadă că noi suntem ai Domnului, cu El rămânem, indiferent de ce s-ar întâmpla. Nu insist aici, cred că ideea asta este clară, să rezistăm la orice formă de ură, de respingere, ca Domnul nostru, ca oaie, ca un miel blând. Și dacă trebuie să plătim prețul acesta, spunea Domnul, nu vă temeți de cei ce ucid trupul, Luca 12 și alte texte, că după aceea ei nu mai pot face altceva. S-ar putea cineva să chine mai mult de o boală decât de o schinjuire și tot n-ai ce face. Dar dacă suntem credincioși, Domnul ne va întări dacă vom fi noi printre aceia. Ei, după ce am enumerat aceste patru riscuri, le repet: atracția față de lucrurile pământești, 2, înșelăciunea religioasă, 3, durerea pentru pierderile materiale și 4, lipsa de acceptare a persecuției, a prigonirii și a martirajului. Vreau să observăm ce scrie aici în versetul 12 la 14, spun asta în final. Și din pricina mulțirii fără de rest, dragostea celor mai mult se va răci. Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Adică nu se produc lucrurile astea dintr-o dată și nu toate odată, pe rând. Apar nelegiuiri prin lucrurile materiale, prin alte forme de păcătuire, prin înșelări religioase și se pierde dragostea, adică în adunări mediul sacru scade în putere. Și oamenii devin tot mai slabi și mai vulnerabili. Presiunile, pe de altă parte, scrie versetul 13, vor fi din ce în ce mai mari. Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Acum nu știu dacă suntem încântați de ideea că trăim în generația asta sau fi vrut altă generație, dar nu putem să schimbăm lucrurile. Așa că, dragii mei, în zilele noastre, în mijlocile de amăgire, cum scrie în Efeseni 4, în zilele acestea grele, să le numim, mă refer numai la cei acum, la ceea ce va veni în anii următori, să știm că există un început al durerilor, al ispitirilor, al forțării noastre. Pentru că ultima generație care rămâne în viață trebuie să-și dea testul încă
pe când este în viață. Ceilalți care ajung să moară își încheie conturile până la clipa morții. Dacă în perioada asta rezistăm de toate aceste pericole și ne ferim, vom fi mântuiți. Dacă nu, pierdem. Scrie în 1 Petru 4 că cel împernit scapă cu greu. Tare sunt trist când văd frați visători care cred că e așa simplu. În împărăția nu se ajunge pe flori, printre alei. Aleile, dragii mei, sunt după portă, în grădina paradisului. Până atunci intrăm prin multe necazuri. Prin ispite, diavolul se luptă pentru fiecare dintre noi. O luptă de gherilă, de stradă. Fiecare dintre noi este o valoare. Și dacă vom răbda, vom fi aleșii. Spuneam că revin, aici revin. În 24 scrie de aleși și apoi în 31 el va trimite pe îngerii săi cu trâmbițe răsunătoare și va aduna pe aleșii lui. Care sunt aleșii? Cei care trec de toate filtrele astea pe care nu-i câștigă mamona nici când le ia, nici când le dă. Pentru că nu-i câștigă nicio înșelăciune religioasă, pentru că ei se păstrează curați, care așa ca Iov rezistă la toate probele. Aceștia sunt aleșii. Unii spun, da, de ce își pedepsește Domnul mireasa? Nu o pedepsește, acum o curățește, o sfințește. Prin toate acestea o să rezulte niște sfinți de calibru cosmic, care Dumnezeu va începe în împărăția Lui. Zicea Petru, frații voștri din lume trec prin aceleași suferințe ca și voi. Vom fi printre cei aleși? Și mai mult, scrie în versetul 14, Evanghelia aceasta împărăției va fi văzută în toată lumea, ca să slujească de mărturie, atunci va veni sfârșitul. Deci, aceste zile sunt rânduite ca să se aleagă oamenii și să se mai culeagă și alții lângă noi. Ca în final scrie în Apocalipsa 14 că via e coaptă, holda e coaptă și atunci poate veni sfârșitul, când lucrurile sunt clare, când din lumea asta Dumnezeu nu mai are niciun om pe care să-l mai aleagă, nu mai a rămas nimic bun. Și dintre noi, toți, cum zice în Maleahi, vine ziua aceea și vom fi curățați fiii lui Levi. Că Domnul își va curăța aria, spunea Ioan Botezătorul, cu desăvârșire. Deci aceste evenimente trebuie percepute în planul lui Dumnezeu, în vremea lor. Au scopul purificării, finalizării, a mântuirii unora și mărturie pentru alții. Ca Dumnezeu să fie drept în judecata sa, în hotărârile care le va lua de distrugerea umanității, că n-a mai putut fi salvată. Societatea asta va ajunge incorigibilă. Dumnezeu nu va mai avea ca și cananiții altceva de făcut decât să distrugă tot. Nu va mai rămâne nimic bun. Dar noi trebuie să fim cei ce rezistăm prin toate aceste probe. Să nu fim corupți în niciun fel, să nu ne atragă niciun păcat. De aceea spun în încheiere, în mod aplicativ, dragii mei, dacă vă simțiți atrași de vreo ispită din acestea sau o altă ispită, mărturisiți-vă în grabă, alergați la Domnul, cereți ajutor la slujitori. Nu mai zăboviți să vă puneți viața în rânduială, nu riscați, nu vă compromiteți. E o bătălie, repet, pe viață și pe moarte. Sunt ultimele zile, ultimii ani, nu fac eu pronosticuri. Dar cel puțin lucrurile să știm că se vor accentua și numai cine va răbda până la sfârșit, cine va rezista și nu va putea fi atras de diavolul așa ca și cum nu l-a putut ispiti pe Domnul după ce l-a încercat în toate felurile, nu l-a putut corupe în ispitire. Să ne ajute Domnul să fim, cum scrie în Apocalipsa 15, biruitori și să cântăm acolo înaintea Domnului. Să fim în cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Mi-aș dori să vă întâlnesc pe toți acolo. Nu mai zăboviți,
Dați la parte orice piedică, orice păcat și să alergăm cu stăruință și prin foc și prin apă dacă trebuie, că înainte-i poarta veșniciei și împărăția slavei. Binecuvântat să fie Domnul care ne cheamă la împărăția sa, Domnul Iisus care ne ajută la dreapta măririi și Duhul Sfânt este aici să ne însoțească pe tot parcursul, să ajungem cu bine în Sfânta Împărăție. Amin.